Salutare! Astăzi vreau să cumpăr Xiaomi 12T Pro cu iPhone 13 din toate punctele de vedere. Practic un telefon Android de 3500 de lei plus minus versus iPhone 13 de 4000 de lei plus minus. O comparație corectă, zic eu, din acest punct de vedere. Nu vreau să vă dau spoilere, dar 12T Pro m-a surprins din multe puncte de vedere, dar m-a și dezamăgit pe alocuri. Începând cu deblocările biometrice, ambele au deblocare facială, dar numai cea de pe iPhone 13 este securizată și, evident, merge și în întuneric. Cea de pe 12T Pro este una 2D făcută doar cu camera selfie. Acum, 12T Pro are și senzor de amprente integrat în display, senzor care se mișcă foarte bine, specific unui senzor integrat în display totuși. Nu merge precum unul fizic, dar e rapid. Ideea este că nu pot să acord punct niciunuia, pentru că depinde de preferințe. Eu prefer Face ID-ul, de exemplu. Eu le-am pus pe cât am putut pe aceleași setări, adică dark mode, Wi-Fi, luminozitate la maxim, cartelă și așa mai departe. Asta pe amândouă. Și pentru testarea vitezei de internet, deoarece într-unul e Digi și în celălalt Orange, o să fac testele cu fiecare cartelă în fiecare telefon. Prin sistem se mișcă bine ambele, nu prea am văzut diferențe notabile între ele. Temperaturile dinaintea primului test din Geekbench au fost 27,6 grade Celsius cel mai mult pe 12T Pro și 27,4 grade Celsius pe iPhone 13, deci cam la fel. Iar la finalul acestui Geekbench, iPhone-ul avea 31,2 grade, iar 12T Pro 31,6 grade. Din nou zic în cel mai fierbinte punct. Rezultatele sunt similare pe multicore, fiind o diferență de doar circa 7% în favoarea iPhone-ului 13, dar pe single core, la un calcul rapid, diferența e de circa 30%. Și uite, temperatura ambientală e la 21 de grade, uitasem să-ți arăt mai la început. I-am făcut apoi un 3D Mark stress test și efectiv în ultimul loop, 12T Pro s-a supraîncălzit la mod extrem și a oprit testul, temperatura maximă de la suprafața lui atingând 48 de grade Celsius. Ideea e că am mai făcut un stress test cu acest telefon, iar eu o să compar acel rezultat cu cel al iPhone-ului. Și acum nu cred că era cu mult mai rece în casa unde am făcut acel stress test, poate cu un grad să zic, dar aparent a contat. După cum poți să vezi, și iPhone-ul a intrat în throttling, doar că temperatura maximă de la suprafața acestuia, la finalizarea testului, a fost de 40,7 grade Celsius. Ce cred eu că s-a întâmplat este că 12T Pro nu și-a scăzut deloc performanțele, iar sistemul a dat crash din cauza temperaturilor prea mari. Deoarece, după cum poți să vezi, în precedentul stress test, stabilitatea este foarte, foarte bună pe 12T Pro versus cea a iPhone-ului, dar aparent nu prea e sustenabilă pe un termen mai lung de atâta, sau când temperatura ambientală e ceva mai mare. Gen 21 de grade, care oricum nu-i mare. Dar eu pot să-ți confirm că în gaming și în utilizarea de zi cu zi nu se încălzește nici pe departe atât de tare. Că tot am amintit de gaming, după cum ai putut să vezi, setările maxime din PUBG sunt la fel pe ambele telefoane. Același lucru este și în Apex Legends, setările maxime sunt aceleași, iar jocul se comportă la fel pe ambele. Dar prima diferență apare în Call of Duty, unde cu ajutorul ecranului de 120 de Hz, dar evident și a procesorului puternic, 12T Pro duce 90 de FPS-uri, în timp ce iPhone 13 duce doar 60. Dar da, dacă pun pe calitate maximă a imaginii, ambele telefoane duc doar 60 de FPS-uri. Era de așteptat. Acum, în Real Racing 3, diferența este și mai notabilă, 12T Pro ajungând la 120 de FPS-uri versus 60 de FPS-uri pe iPhone 13, ochiometric vorbind, deoarece pe niciun telefon nu reușesc să fac să meargă corect un program ce măsoară FPS-urile. Ideea este că pe 12T Pro se vede că merge mult mai fluid. Acestea fiind spuse, primul punct la acordului 12T Pro pentru performanță, cu toate că se supraîncălzește în sintetice. Căci în viața reală, după un meci de Call of Duty, de exemplu, nici măcar călduț nu e. Și nu, telefonul nu e pus pe modul performanță, e pus pe modul echilibrat. Pe partea de camere, eu zic să vă luați popcorn-ul, că avem de discutat aici, nu glumă. O să acord puncte în funcție de ipostază, iar la final facem o medie și vedem care e mai bun. Pe principală, începând cu poza cu floarea, nivelul de detaliu este unul mult mai bun pe Xiaomi 12T Pro. Am făcut poza de 4-5 ori pe fiecare telefon, să fiu sigur că prind în focus floarea. Și bine am făcut, căci la început iPhone-ul nu focalizase perfect pe floare, dar am prins totuși poze și cum trebuie, inclusiv pe iPhone. Deci am comparat cea mai bună poză de pe 12T Pro cu cea mai bună de pe iPhone 13, așa că am 1-0 pentru 12T Pro. Acum la poza cu aceste lemne nu prea văd diferențe la nivelul de detaliu, eventual doar la blur-ul din spate, care pare mai natural pe Xiaomi 12T Pro. Bine, și culorile diferă și lemnul respectiv arată mai aproape de realitate pe 12T Pro. Totuși nu acord niciun punct aici niciunuia. La pozele cu aceste crenguțe, mălin sau habar n-am ce-o fi, nivelul de detaliu e și aici foarte asemănător, doar că la o privire mai atentă, pe unele crengi sunt mai multe imperfecțiuni pe 12T Pro. HDR-ul pare mai bun pe 12T Pro dacă ne uităm aici la cer, unde pe iPhone 13 se vede albicios, ca și cum ar fi un nor acolo. Dar dacă ne uităm în stânga jos a pozei, 12T Pro e mai întunecat acolo. Totuși, per total, poza mi se pare că arată mai
mai bine pe 12T Pro, deci 2-0 pentru el. Când am mai adăugat și mâna în cadru, am complicat puțin lucrurile. De ce spun asta? Păi mi-a fost destul de greu să pun toată mâna pe un singur plan de adâncime, să zic așa, astfel încât să iasă toată în focus. Pe pozele în care vârfurile degetelor erau în afara focusului pe Xiaomi 12T Pro, nivelul de detaliu e din nou mai bun pe acesta decât pe iPhone. Problema a fost când am reușit, între ghilimele, să pun toată mâna în focus, deoarece nu a mai ieșit de fapt chiar în focus. Totul a fost puțin în afara focusului. Din păcate nu avem acel autofocus foarte exact și rapid precum pe seria Xiaomi 12 simplu. Însă din nou, comparând cel mai bun rezultate pe Xiaomi 12T cu cel mai bun rezultate pe iPhone 13, o să acord punctul lui 12T Pro. Am pornit și ecranul smartwatch-ului să fie și mai greu, iar aici iPhone 13 deja a dat rateuri. În 11 din 12 poze făcute efectiv, lucrurile de pe ecran sunt fie dublate, fie nu sunt la locul lor, în timp ce în 8 din 8 poze de pe 12T Pro, toate sunt la locul lor. Acum, pe iPhone 13 tot timpul ceasul e în focus perfect, iar pe 12T Pro doar o poză din 8 e foarte reușită. În acea poză reușită însă, nivelul de detaliu este mult mai bun pe 12T Pro, deci 4-0. La poza cu apusul, 12T Pro este câștigător clar. Poza este mult mai luminoasă, cu toate că e făcută poate la maxim 30 de secunde distanță și implicit și nivelul de detaliu este mai bun, deci 5-0 pentru 12T Pro. Să nu uităm totuși că focusul se face mai bine pe iPhone, așa că o să acord 2 puncte din start iPhone-ului și încă un punct în această poză unde nivelul de detaliu este clar mai bun pe iPhone. Din păcate, poza am repetat-o doar de 2 ori, poate dacă o făceam de vreo 10 ori să fie și chiar 12T Pro mai bun, dar în aceste condiții 5-3 până acum pentru 12T Pro. Trecând la pozele pe timp de noapte, aici am făcut două cadre diferite. Primul cadru este cel cu biserica, cadru care a ieșit clar mai bine pe 12T Pro. Lumina este mult mai bine controlată și nu e nimic prea supraexpus. Mai apoi, mai am un cadru cu VivoMol, unde la prima vedere nu ai zice că e mare diferență, dar când ai zoom pe iPhone 13, pozele sunt foarte granulate, iar precum în poza anterioară, luminile sunt mai prost controlate. Bătălia pe camera principală se încheie deci la un 7-3 pentru 12T Pro. Trecând la camerele ultra-wide, cea de pe 12T Pro m-a surprins pe timp de noapte, deci efectiv a rămas wow. Unde clar 12T Pro e mai bun din toate punctele de vedere, efectiv. Nici nu cred că e neapărat necesar să dau zoom pe poză, căci se vede din start că e mai bună. Ce am spus se aplică în ambele cadre, atât cel cu molul, cât și cel cu biserica. Apropo, la ambele telefoane, night mode-ul intră automat pe toate camerele când lumina ambientală nu prea este, chiar dacă eu am pus pe modul de fotografie. Seara așa mi se menține foarte bine pe ultra-wide. Tot el câștigă în poza cu apusul și sincer eram pregătit să zic că pe ultra-wide iPhone-ul câștigă detașat, lejer. Însă momentan e chiar invers, căci avem 3-0 pe ultra-wide pentru 12T Pro până aici. Surprinzător, și în poza cu aceste crenguțe, poza arată, zic eu, mai bine per total pe 12T Pro, având un HDR mai bun, dar nivelul de detaliu este mai bun pe iPhone 13. Cel mai bine se vede când dau zoom pe lemne, așa că sunt nevoit să acord punctul iPhone-ului 13, deci 3-1 pentru 12T Pro. La poza cu lemnele, din nou, per total arată foarte similar amândouă, dar iPhone-ul are ceva mai mult detaliu, unde câștigă clar iPhone 13 pe ultra-wide la poza cu floarea, unde toate cele 3 poze de pe 12T Pro au ieșit supraexpuse, iar pe iPhone arată mult, mult mai bine. În poza cu candela, din nou, nivelul de detaliu este mai bun pe iPhone 13, dar dacă ne uităm pe ceam afară, HDR-ul e mai bun pe 12T Pro. Totuși, per total, un 4-3 pe ultra-wide pentru iPhone 13. Concluzia mea pe ultra-wide sună în felul următor. iPhone 13 este mai bun când condițiile de iluminare sunt mai bune, dar 12T Pro bate în rest. Iar pentru că, în general, vei face poze în condiții bune de lumină, clar iPhone 13 câștigă aici. Dar, din nou zic, și 12T Pro m-a surprins. Trecând la camera selfie, aici când lumina este mai puțină, iPhone 13 este mai bun. Iar când lumina este ceva mai bună, nu ideală însă, pentru că a fost înorat, 12T Pro are rezultate o idee mai bune. Oricum, cert este că ambele camere selfie mi se par destul de slăbuțe când lumina nu e ideală. Din păcate, nu mi-am făcut un selfie cât a fost soare afară. Declar remiză pe camera selfie cu 1-1. Avem așa, pe principală bate detașat 12T Pro, pe ultra-wide bate iPhone 13 și pe selfie remiză. Cum principala consider că contează mai mult decât ultra-wide-ul, declar câștigător 12T Pro pe partea foto. Sunt efectiv uimit de ce poate acest senzor principal. Dacă mai și optimizează ceva mai bine softul, are potențial de cel mai bun telefon pe cameră principală din lume, cel puțin din punctul meu de vedere. Deci 2-0 la general pentru 12T Pro. Pe partea video, pe camerele principale mi se pare foarte similar. Parcă stabilizarea un pic mai bună pe iPhone 13, dar și cadrul e o idee mai luminos per total. Ideea este că iPhone 13 poate maxim 4K60, iar 12T Pro, pe lângă 4K60 după cum ai văzut în exemplu, poate și 8K24 de cadre. Acum, pe ultra-wide însă, iPhone-ul bate clar, deoarece este vorba de 4K60 maxim versus 1080p30 maxim. Iar chestia asta se vede evident și la nivelul de detaliu, dar și per total arată
mai bine filmarea pe iPhone. Pe camera selfie același lucru precum pe ultrawide. Nu mai reiau, o să te las să asculti și cum se aud microfoanele. Asta e maximul pe amândouă și țin la o distanță egală de către mine. Cam așa arată. Per total pe video, iPhone bate cu 3.0, deci avem un 2.1 la punctajul general. Pe partea de viteze a internetului pe cartele, avem pe Digi un câștigător clar, adică pe 12T Pro. Iar pe Orange, iPhone 13 este mai bun, dar nu la o diferență atât de zdrobitoare pe cum este la Digi. Pe filmare am uitat să fac acest lucru, dar am testat după aceea viteza și pe Wi-Fi la aceeași distanță față de router. Iar rezultatele sunt similare la descărcare, dar la upload câștigător este iPhone-ul. Ideea este că aici unde stau eu acum, am varianta cea mai ieftină de Fiberlink de la Digi, plus routerul lor care nu-i prea genial. De aceea și vitezele sunt mici. Practic aici o să declar câștigătorul iPhone 13 pentru că câștigă cu 2-1, cu mențiunea că inițial voiam să declar remiză, deoarece diferența procentuală la care câștigă 12T Pro pe Digi este mult mai mare decât câștigă iPhone-ul la celelalte două teste. Totuși 2-2 la general. Acum la experiența de utilizare per total, eu o să acord punctul lui 12T Pro, pentru că ecranul e mai rapid, deci telefonul se simte o idee mai fluid. Tot acesta este și mai comod de ținut în mână, deci de utilizat, cu toate că este mai mare. Da, iPhone 13 are motoraj de vibrații ceva mai calitativ, dar și cel de pe 12T Pro e foarte bun. La fel, și difuzoarele sunt ceva mai bune pe iPhone 13, însă și pe 12T Pro sunt suficient de bune. Te lasă și ascult să vezi diferența. Ideea este că 12T Pro fiind pe Android se înțelege mai bine cu PC-ul de pe Windows sau cu orice accesoriu ce nu e de la Apple. Pentru mine, care am Windows și brățară fitness Xiaomi, 12T Pro e mai ok fiind mai versatil. Deoarece ți-am zis, de funcționat funcționează foarte bine amândouă. Deci din punctul meu de vedere, 12T Pro câștigă cu 3-2. Dar dacă tu ai toate accesoriile și gadgeturile posibile de la Apple sau compatibile în primul rând cu Apple, cu siguranță mai bine alegi iPhone. Însă cred că sunteți puțin de genul ce urmăriți acest clip. Acum, asta a fost și concluzia mea, dar evident vreau să aud și părerea ta acolo jos în comentarii.